Mă aflu alături de Florin Vlaicu, component de nădejde al echipei României, un dintre veterani. Florin, în primul rând, cum te simți? Știu că ai avut o problemă de sănătate. Da, mă simt mult mai bine. Mă bucur că am revenit alături de colegi, că acum pot să-mi ajut echipa, mai ales după ce am făcut în Rusia, și sper să nu-i dezamăgesc. Îmi este puțin greu, am stat 2 luni, dar ușor o să intru în efort și o să fie bine. Cum privești în primul rând cele 2 meciuri care urmează? Păi luăm pas cu pas, luăm meciul cu Germania. Antrenorul ne-a spus că asta trebuie să fie o răzbunare pentru înfrângerea cu Rusia și noi asta ne dorim. Am antrenat foarte bine săptămâna asta și sperăm ca roadele muncii noastre să le depunem acolo în teren, în Germania, și să venim cu rezultat bun. Ce n-a lipsit, știu că n-ai jucat, ce n-a lipsit contra Rusiei? Bănuiesc că ați făcut analiza. Da, am făcut analiza, au fost mai mulți factori. Cred că cel mai mult a lipsit antrenorul când a pus să din cauza vizei și de acolo a perturbat pe toată lumea. Dar nu este o scuză, băieții au intrat în teren convinși că o să câștige și cred că asta ne-a dus la victorie. Dacă eram puțin ucis pe sfârșit și pe finalul meciului, ne-am uitat la video, puteam să câștigăm 19-16. Legat de activitatea ta, ai rămas afară, nu? La concert. Deocamdată nici eu nu știu, am depus niște hârtii, acum să vedem ce o să se rezolve. Ce s-a întâmplat acolo, mi-a lăsat un gust amar din 1 decembrie să nu iau bani și sincer nu mai vreau să mai rămân la foarte distanță, dar să vedem ce o să decide în zilele următoare. Legat de Cupa Mondială, bănuiesc că ăsta e obiectivul principal pentru tine. Da, îți dai seama, orice jucător vrea să ajungă la Cupa Mondială și ținând cont că a ajuns și eu la o vârstă, cred că o să fie ultima Cupa Mondială și vreau să fie cea mai frumoasă, să facem o performanță uriașă pentru oameni, aceea de a face 2 victorii. Crezi că avem șanse? Bine, vom juca primele meciuri mai tari și după aceea... Noi suntem încrezători. O să sperăm să fim toți sănătoși și în pregătire pentru Cupa Mondială, că aia este cea mai importantă. Și mergem încrezători la Cupa Mondială și Franța și Irlanda să facem meciuri foarte bune și pe aceea cu Italia și cu Canada să dăm totul, să facem acele 2 victorii de care ne asigură calificarea directă în 2019. Recent ai devenit și tătic, felicitări. Cum e să împaci viața de sportiv cu viața de... Este foarte frumos, dar și foarte multe responsabilități. Când sunt acasă, trebuie să-mi ajut pe soția mea, că nu se descurcă. Este ca un titirez în casă, mai este acum pe 23, face un an. Și a început să dă nimeni cam tot prin casă. Și este frumos să fie tată. Mulțumesc mult, multă baftă! Mulțumesc!